Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial îți prezint modele de unghii cu flori colorate. Folosesc oșa semipermanentă Space Black, numărul 3161 de la BAF. Este o oșă semipermanentă neagră, foarte pigmentată, pe care o aplic pe tot tipsul, iar pe urmă polimerizez la lampă. Degresez cu o dischetă îmbibată în cleaner tot de la BAF și încep să pictez apoi petăluță cu petăluță. Folosesc pensula Nail Art de la Diamond Nails și gelul White French Karat Over de la Gelaxio. Pictez aici o jumătate de petală. De asemenea, și aici, tot o jumătate de petală pictez. Polimerizez la lampă, după care degresez cu cleanerul de la BAF. Folosesc Italiano Red 3060, oșa semipermanentă roșie de la BAF. Am aplicat-o pe această folie, după care amestec cu top coat cu degresare tot de la BAF. În mod normal, draga mea urmăritoare, trebuie să amesteci cu bază lichidă de oșa semipermanentă. Însă eu, fiind acasă din cauza coronavirusului, am doar câteva produse la mine și îmi lipsește baza de oșa semipermanentă. Așadar, amestec cu top, pentru că folosesc doar pe un tips. Însă, după cum spuneam, este recomandat să amesteci cu bază, deoarece folosind de mai multe ori finish peste finish, riști să crape. Amestecul rezultat dintre top și oșa semipermanentă roșie de la BAF îl aplic pe tot tipsul cu atenție să nu fie prea gros, să zic așa, într-o parte și mai subțire în alta. Încerc să fie uniform. După ce l-am polimerizat la lampă, revin și pictez din nou petale cu același gel alb, dar puțin mai în stânga fiecărei petale pictate anterior. Draga mea urmăritoare, nu uita de reducerea de 10% pe site-ul BAF dacă în secțiunea cod reducere sau voucher scrii codul 63 BAFF, dar ce este cel mai important este să intri de pe linkul lăsat de mine în descriere sau fixat în primul comentariu de sub acest tutorial. Dacă nu intri de pe linkul meu și să presupunem că intri de pe Google, nu se ține cont de aplicarea codului, deci nu vei primi nicio reducere. Așadar, intră în descrierea tutorialului sau vezi descrierea din primul comentariu fixat sub acest tutorial.
După ce am polimerizat la lampă, din nou și aceste petale, degresez cu cleaner și aplic amestecul rezultat între oșa semipermanentă roșie de la BAF și top fără degresare de la BAF. Ideea este ca petalele care le-am pictat prima dată să fie la final mult mai intense, apoi următoarele puțin mai puțin intense, cele de deasupra cel mai puțin intense. Asta este ideea acestui model sau tutorial, să vă arăt cum realizăm petalele acestea într-o diferență atât de mare ca și degrade. Pictez din nou petale, de asemenea mai în stânga celei pictate anterior. Polimerizez la lampă, degresez și aplic din nou amestecul rezultat dintre roșu și top. Realizez câteva puncte cu gelul alb și pensula nail art de la Diamond Nails. După ce am polimerizat, aplic top coat mat de la BAF. Degresez topul mat și iată rezultatele. Însă, doresc să îți mai arăt cum am realizat pe un tips de nuanță portocalie petale puțin mai înguste. Poate te întrebi sau te gândești că aceste petale sunt mai complicat de făcut. Nu, draga mea urmăritoare, să știi că nu este complicat deloc să realizezi aceste petale care sunt mult mai înguste. Așadar, iată, am vrut să-ți arăt cum se realizează și acestea mai înguste puțin.
Gata, polimerizez la lampă, după care urmează să pregătesc amestecul dintre 0,86 Monticello, un portocaliu pudrat de la BAF, însă îmi cer scuze și îmi pare chiar foarte rău, din păcate nu am reușit să redau nuanța reală a acestui gel portocaliu. Este mult mai pal, mult mai pudrat. Amestec din nou și acest portocaliu Monticello 086 de la BAF cu topul fără degresare și de aici încolo știi totul, pentru că este exact ca și la tipsul anterior. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ai vizionat tutorialul. Nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like, share și comentariu și ne vedem data viitoare. Grijă de tine, pupici, nu uita să zâmbești, sănătate multă, pupici!